Dar dacă ar fi niște calități la care tu ca bărbat ai putea lucra în acest moment, începând chiar acum, fără să mai aștepți două secunde extra. Tu poți să începi să lucrezi chiar acum și calitățile astea o să atragă femei în viața ta vrute și nevrute, din care iarăși tu va trebui să alegi și să determini care e femeia corectă, corectă sau adecvată pentru tine, femeia ideală. Dar până acolo problema noastră este că noi trebuie să începem să atragem aceste femei. Și ți-ar plăcea dacă ți-aș spune că dacă lucrezi la lucrurile pe care urmează să le discutăm în clipul ăsta, te va ajuta să atragi mult mai multe femei în viața ta? Pentru că sunt o grămadă de calități, o grămadă de lucruri în lumea asta pe care poți să le faci. Dar aș să-ți dau lucrurile care sunt de fapt cele mai importante. Bine ai venit pe Fără TV, ne ocupăm cu asta de mai bine de 10 ani, dacă ești nou abonați, nu înțelegi ce n-ai face -o. și vreau să înțelegi că avem și un site fără unde avem o grămadă de cărți care te pot ajuta, cursuri și poți să și coaching. De altfel poți deveni și membru la canalul ăsta pe secțiunea principală a paginii. Primul lucru la care vrei să lucrezi ca bărbat, o calitate care lipsește astăzi majorității, dacă nu chiar tuturor, este abilitatea de a fi prezent ca tu să activezi această prezență, trebuie să îți dai seama mai întâi ce este cu adevărat important pentru tine, cât și în lumea asta, în ce te privește. Prezența asta este cea mai importantă pentru că tu într-un stadiu prezent poți să observi oamenii care te manipulează, oamenii care te mint, oamenii care se contrazic, oamenii care vor să scoată ceva de la tine sau să ia ceva de pe tine, iar aici intră automat și femeile care vor căuta extrem de des să te manipuleze. Mass-media care caută să te manipuleze. Prietenii care susțin că îți vor binele, dar este iarăși o manipulare. În abilitatea de a fi prezent, tu poți să fii automat spontan, carismatic, amuzant, pentru că a fi prezent înseamnă că tu nu mai ești în capul tău. Tu nu mai ești neapărat și în corpul tău, pentru că ai fost, te-ai dus adânc, ai văzut ce este, iar cu e un stadiu de liniște și pace. Ești una cu universul, cum s-ar spune. Ceea ce e foarte mișto, pentru că dacă un bărbat e în capul lui, nu e în stare să vorbească cu femeia din față. Nu e în stare să înțeleagă semnalele. Vei merge pe stradă, femei se uită la tine, te vor, iar tu nu vezi asta. Vei sta cu capul în telefon și habar n -ai de ce ești agitat sau simți o lipsă masivă de stimă de sine. Toate astea se datorează a faptului că nu ești prezent. Și atunci, nivelul acesta de prezență de care eu îți vorbesc, e o discuție foarte lungă. Vine investigat să înțelegi ce mai exact te face să fii aievea, așa, prin viață. Trebuie să vezi de fapt care sunt blocajele. Dar nivelul ăsta de a fi prezent se poate accesa destul de ușor printr-o respirație profundă în care te deconectezi de la tot ce înseamnă extern, închizi ochii și te concentrezi pe trăirile tale, pe ceea ce simți, pe ceea ce gândești. În alte cuvinte, intri într-o semi-meditație dacă termenul de meditație nu prea îți place încă. Intri pur și simplu, te pui două minute pe scaun în liniște totală, ai închis ochii, începi să asculti respirația, inspir profund, expir profund și pur și simplu dai ascultare gândurilor, vrei doar să le vezi, devii un spectator. Ei, pentru că faci asta, tot acest zgomot, cum îl numim noi, la un moment dat va dispărea, nu? ca orice gură care vorbește, la un moment dat obosește, nu poate să vorbească non-stop. Și atunci, în momentul în care s-a oprit, în viața ta apare liniștea. În viața ta apare prezența. Po încep dintr-o dată să fii un observator extrem de bun. Când o femeie zâmbește, când o femeie se sperie, când o femeie îți dă semnale, când o femeie vrea să pleci. Încep dintr-o dată să observi mult mai multe lucruri decât, ca, decât în momente care nu erai prezent, evident. Și atunci, ți-aș spune că cea mai mare calitate în momentul ăsta la tine ca bărbat este cât de des reușești să fii prezent în cele 24 de ore, cât de mult la fiecare tentativă pe care o ai și ar mai fi o chestie. Aș vrea să-ți notezi pe foaie de hârtie ce ai observat în momentele de prezență. Și nu n-am să spun eu la acest stuiți neapărat. Vreau pur și simplu să vezi tu cum te ajută treaba asta. Și merge la următorul punct, reconectarea cu tine. Reconectarea cu tine, tocmai pentru că ești prezent, pentru că faci meditațiile astea, să vezi mai exact unde te-ai abandonat. Este iar o calitate care te va face un bărbat în această societate. Pentru că dacă tu ești conectat cu tine, dintr-o dată dispar dorințele, dispar aceste senzații, aceste urgii, aceste agitații. Un bărbat care e prezent cu el nu mai are nevoie de pornografie, nu are nevoie de lucru cu care să-și să, -și, să -și dreagă zgomotul din cap sau din inimă, din suflet. Bărbat care e prezent și reconecta cu sine, dând drumul la durerile pe care le avea Văzând, devenind observatorul dorințelor și cum astea caută să-l manipuleze, văzând manipulările poate femeilor cu care are de-a face și condamnările din societate, din aceste locuri dispar multe lucruri. Bro. Dispar cerințele tale, dispar pretențiile tale, dispare presiunea pe care tu o pui în interacțiune cu oamenii, uh, dispar toate lucrurile alea întunecate pe care nimeni nu le vrea la masa sa. Dintr-o dată totul e ok, poți să respiri liniștit poți să ieși cu o femeie la un date și să nu te gândești la banii pe care îi cheltui, să te gândești la experiență, să te gândești la ce minunat a fost că ai stat cu ea la masă, ați râs împreună, nu la faptul că n-a mers cu tine acasă să-ți dea sex în schimbul banilor. Dintr-o dată viața e minunată și tu nu te mai cerți cu nimeni, te-ai reconectat cu tine și trăiești la aprobarea ta dintr-un loc autentic unde te doare în cur dacă unul sau altul se supără că tu îi spui pe față exact ceea ce gândești, ceea ce ești și ceea ce crezi. Pentru că în momentul la singurătatea ta nu o să te mai doară. Motivul pentru care ca bărbat când mergi acasă ți este frică uneori pentru că stai singur și te sperie lucrul ăsta este pentru că tu în realitate nu ești niciodată singur. Tu ești cu tine. Tu te ai pe tine toată viața ta atât cât ești pe pământul ăsta. Tu ești într-o relație cu tine. În momentul în care ți este frică să stai singur, ce spui de fapt, îți este frică să stai cu tine. Pentru că tu știi că ai niște porniri machiavelice tu știi că lucrurile astea duc undeva într-un loc în care nu e tocmai simpatic. Și ce e trist la treaba asta e că oamenii care reușesc să înțeleagă lucrul ăsta, băi, dar nu fac nimic legătură cu asta. Continuă pe droguri, pe alcool, pe ieșiri cu prieteni retardați, pe orice îi îndepărtează de aceste momente care arată adevărul la care ei ar putea lucra. Ceea ce ne conduce la următorul lucru, o calitate care te va face un bărbat atrăgător în lumea feminină, este să-ți găsești un scop. Pentru că pentru o femeie, cel mai dezgustător lucru este exact bărbatul care o face pe ea o prioritate. Am să repet, pentru o femeie, cel mai dezgustător lucru este bărbatul care o face o prioritate. Îmi dau seama că în momentul ăsta probabil ai un ultrașoc, te gândești, dar peste tot am fost învățați, treaba asta, dacă eu vorbesc cu o femeie, am spune că mereu caut un bărbat să fie pentru, pentru el prioritatea principală, ea nu vrea să fie a nu știu câta prioritate. Ghist ce? Exact asta vrea să fie. Dacă tu din femeie faci o prioritate principală, înseamnă că ea va avea parte de toată atenția ta, de toată prezența ta, de tot timpul tău, ceea ce este al naibii de dezgustător și toxic. Și o să vezi că femeia, imediat ce a ajuns să o placi mai mult decât ar trebui, să-ți pese foarte mult de ea, să investești extrem de mult în ea, ea începe în momentul ăla să gândească bă băiatule, tu alta ca mine nu găsești, tu alte opțiuni nu ai, valoarea ta pe piața sexuală scade. Deci, tu dacă te uiți atent, mai toată viața ta ai vrut să fii alături de femei, ai vrut să le dai ce mai bun, le-ai dus flor la întâlnire, ai plătit date-ul ăla, ai vrut să mănânci cea mai bună mâncare, ai vrut să fii treaba asta pentru ea, ori de câte ori te-ai comportat așa, ai fost băgat în friend zone sau în secțiunea de nice guy. Și te trezeai întotdeauna că tipa de care tu erai îndrăgostit, pleca cu ăla pe care tu îl considerai un nenorocit, un ticălos, și dacă tu uiți la diferența între comportamente, la ce avea ăla și ce n-aveai tu, era tocmai acest lucru. Faptul că erai foarte atașat emoțional, ba chiar îndrăgostit, și o căutai non-stop și o asaltai non-stop emoțional și psihic în timp ce ea tocmai asta nu voia. Deci dacă tu -ai un scop, nu tu, dacă tu ai un obiectiv, un scop mai mare decât ea, înseamnă că tu nu ai o direcție în viață și înseamnă că ea va fi centrul universului tău și o să vezi că imediat ce te comporți așa, pleacă mâncând pământul, nici nu vrea să te vadă. Te va ocoli toată viața ei. Din momentul ăla tu ai pierdut orice șansă, ai cu ea. Următoare calitate pe care bărbații nu prea o înțeleg astăzi este că datorită acestor timpuri oarecum dificile, datorită feminismului care își bate joc de femei în momentul ăsta și dă vina pe bărbați spunând că ei fac asta de fapt, datorită acestor timpuri în care dating nu mai este ca în anii 50, datorită acestor timpuri în care trebuie să mai înțelegem o chestie, pe vremuri, dating-ul era o necesitate. Astăzi nu mai este. Pe vremuri, te băgai într-o relație pentru că trebuia să supraviețuiești. Astăzi nu mai este nevoie. Deci dating-ul astăzi nu mai este o necesitate, va fi cel mult o dorință. Și de aceea mulți oameni astăzi nu-și mai doresc dating-ul neapărat, nu mai intră în relații și așa mai departe. Pentru că nu mai reprezintă neapărat o necesitate de supraviețuire, ci o posibilă dorință. Și cu feminismul din fundal, care ne bagă spițe în roate, cum s-ar spune, și ne creează o imagine care e total falsă, dar în care majoritatea femeilor a ajung să creadă, păi dorința asta de ce ar mai avea-o? În momentul în care îi spui unei femei că un bărbat e doar uh, un fel de uh, boală și că îi dăunează și bla 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 și ea poate să fie bună singură și bla bla bla, în momentul ăla e logic că ea se va gândi păi la ce dracu am nevoie. Va ceda acestor credințe, acestor mișcări și de aceea vreau să spun că în momentul ăsta. O calitate ca bărbat va fi ca tu să-ți găsești comunități din care să faci parte, să te înconjori cu oameni care au aceeași misiune ca și tine, care vă puteți susține, vă puteți fi alături, cu care puteți ieși la o bere, la un drink, la o discuție și care puteți aborda împreună și care vă puteți susține emoțional în aceste decăderi când mergeți să abordați 20 de femei și 18 handicapate. Va fi foarte greu, pentru că tu în sinea ta zici, bă, nu mai există o femeie normală pe pământul ăsta, ea există, dar vei văsli foarte mult printre gunoaie și ăla e adevărul. Și în momentul în care vei văsli printre gunoaie, va fi ai o grămadă de pierdere acolo, de timp pe care puteai să l investești altfel. Poate puteai să mergi la sală, poate puteai să lucrezi la afacerea ta, dar totuși e și partea romantică pe fundal, faptul că îți dorești o familie, faptul că vezi sens într-o relație între doi oameni de natură sexuală opusă, da? Și atunci e și asta pe fundal importantă pentru tine. Și foarte bine că e. Și atunci când o să cazi emoțional sau psihic ai obosit cât ți se pare ție nu știu cum, e bine să ai niște prieteni în fundal care ți amintesc societatea cum este astăzi și cu cine ai de-a face. Pe care mă conduce la următorul punct, informație la greu pentru că asta zipsește. Tu nu ai informație și informația nu vei scoate din clipuri de pe YouTube cum e acesta. Da, vei ajunge ceva mai conștient de ceea ce se întâmplă, dar tu trebuie să vorbești cu omul ca el să meargă adânc în tine să poată scoate la suprafață ramificațiile traumelor tale, credințelor tale și a ceea ce nu merge, a blocajelor. Mentoringul acesta este extrem de important, iar pentru cine și-l permite, ar fi mișto să-l facă și toată viața. Pentru că cu mentoringul poți să ajungi departe. Cu acțiunile pe care tu le-ai luat până astăzi, mașină nouă, haine noi, figuri prin cluburi, n-ai ajuns nicăieri cu prietenii nu prea ai ajuns nicăieri. Tu ai nevoie de comunități puternice care știu să-ți indice mereu unde trebuie să mergi, ce trebuie să faci, care te, se țin responsabil de tine și te iau la rost, care nu te vor pupa în fund, îți vor spune mereu adevărul. Și atunci ai nevoie de informații și de cursuri pentru că sunt aspecte la care vrei tu, tu vrei să lucrezi. Poate nu vrei să mai fii atât de reactiv. Poate nu vrei să fii gelos, nu înțelegi ce cu gelozia, nu înțelegi ce cu posesivitatea. Nu înțelegi cum poți iubi o femeie care tot ce vrea de la tine sunt condiții, care condiționează absolut totul. Poate vrei să investighezi toate lucrurile astea. Și atunci, dacă vrei să investighezi toate lucrurile astea, va trebui să obții informații, să te documentezi în lucrurile astea. Și, desigur, nu o vei reuși cu câteva clipuri pe YouTube, ci cu oameni, cu mentori care te ajută, cu prieteni care te susțin, care, care poți vorbi sincer și real. Tu asta trebuie să faci asta și să găsești asta. Și, desigur, ultima calitate pe care o mai poți dezvolta ca bărbat, e cumva strâns legat de cealaltă menționată anterior. Dar trebuie să începi să structurezi absolut totul pe caiet, să vezi care e toată treaba asta cu atașamentul, cu detașarea, psihologia feminină. Trebuie să devii extrem de organizat la nivel informațional, comportamental, să-ți iei notițe în legătură cu ceea ce ești, în legătură cu ceea ce nu merge și să începi să observi că este foarte ideală evadarea și mereu ego-ul îți va oferi această treabă cu evadarea ai mai mișto să pui un Play, mai mișto să pui un Netflix. Practic, vorba aia pe care noi o auzeam de la părinți, că țara arde și baba se piaptănă. În sensul că totul e un căcat în jurul tău, e grav, e multă suferință, dar tu vrei să râzi, tu vrei plăceri de câteva secunde, tu vrei să faci caterincă, tu vrei să arunci cu ură prin stânga, să bârfești pe unul, să vorbești pe altul, să îți mai faci o mică manețică, să te mai duci pe la o escortă, toate lucrurile astea te-au adus astăzi unde ești. Și trebuie să înțelegi că te vor duce mereu în acest loc în care te afli chiar acum, presupunând că nu e unul cu care ești satisfăcut sau happy. Nu se va schimba, pentru că tu iei exact aceleași acțiuni care te conduc la aceleași rezultate. Deci, scoate-ți capul din telefon, din Instagram, din tot ceea ce presupune o societate ideală, pentru că nu e plină de minciuni, e plină de corupție. Și sunt o grămadă de chestii care îți dau cu virgulă. Vorbeam zilele astea, mi se părea foarte amuzant, ne uitam la un film unde practic doi oameni rămân accidental într-o țară în care sunt teroriști și ăștia după ei, alergă după ei, răpesc și așa mai departe. Mi se părea foarte amuzant cum îți arată filmul ăla că guvernul sau sistemul imediat trimite infanteria, bam, armata, batalioane ca să-i salveze pe ăștia doi. Tu știi care e realitatea? Pe doar doare în cur de tine Dacă tu rămâi amanet Ai fost cu o companie aeriană Și ai rămas amanet undeva prin Filipine Și ai dat de, nu știu, de teroriști Și așa mai departe Tu acolo mori, nu dă nimeni doi bani pe tine Nu trimite niciun guvern Nimic după tine Decât dacă ești un om al dracului de important Și faci parte din sistem Dacă ești doar mitruț de la etajul 3 De inferentare de Sau mai știu eu ce Nu vine nimeni după tine, bro și asta e doar o chestie care sublinează tot ce am vorbit până aici, apropo de corupții, minciuni și așa mai, chestii în care noi credem, pensii și mai știu eu ce. Deci dacă ți-a plăcut acest script, nu uita, pe fără să steve ro, ai cursuri, ai cărți, poți faci coaching cu noi, căuci cu poate fi plătit în rate, poți divi membru la canalul ăsta pentru clipuri mult mai puternice, private, care sperăm noi că te ajută și mai mult, ne susții până aici, ceea ce e minunat, te pupăm și ne vedem data viitoare.